Situație revoltătoare în România. Țara noastră se situează printre ultimele locuri în clasamentul disponibilității noilor medicamente în Europa. România așteaptă un număr aproape dublu de zile față de media europeană pentru un tratament de ultimă generație. Colega mea, Marina Filimon, vine cu informații suplimentare. Bună dimineața, Marina, te ascultăm! Bun găsit! Potrivit ultimului raport realizat de Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice, tratamentele de ultimă generație ajung cel mai repede în Germania. În medie, accesul se face în 128 de zile, în Italia medicamentele ajung și de 3 ori mai greu, în aproximativ 436 de zile. Maghiarii au acces în 549 de zile, iar bulgarii în 705. Situația este îngrijorătoare în România, deoarece accesul se face numai puțin de 900 de zile. Pe ultimul loc se află Malta, la tratamente de ultimă generație care ajung în 1351 de zile, la nivel de UE, media fiind de 517. Principalele cauze care duc la întârzieri sunt legate în primul rând de lipsa unui circuit legislativ de actualizare a listei medicamentelor compensate și de publicarea protocoalelor terapeutice aferente. Alți factori care afectează timpul de acces sunt criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale, precum și întârzierile negocierilor unor contracte. Din 168 de medicamente de ultimă generație care au primit autorizație de punere pe piață în perioada 2018-2021, în România erau disponibile la 5 ianuarie 2023 doar 51 de medicamente, adică o rată de disponibilitate de 30%. În aceste condiții, reprezentanții pacienților susțin că acesta este unul dintre motivele principale pentru care au plecat din țară, tocmai pentru a-și construi o altă viață, o viață mai bună, unde pot avea acces la medicamentație. În Europa, rata medie de disponibilitate a medicamentelor în toate ariile terapeutice este de 47%. O situație favorabilă este în Europa de Sud și de Est, unde media disponibilității este de 80%.